Salut! Sunt Xenia Păslari, studentă Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Reprezint Facultatea de Filologie și Istorie, programul de studiu Limba și Literatura Română și Limba Engleză al Oling, anul 2. Aș vrea să vă vorbesc despre facultatea noastră și de ce am ales-o eu. Viața la facultate este plină de entuziasm, pregătindu-se pentru sesiuni și seminarii. În fiecare zi ne apropiem de obiectivele noastre și de viitoare profesie. Nu suntem mulți, dar ne demonstrăm cunoștințele și avem contact cu alți studenți în cea mai mare parte a timpului. Disciplinile noastre sunt interesante și foarte importante, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Procesul de învățământ este interactiv, bine structurat și pune un mare accent la dezvoltarea comunicării corecte și fluente. Descoperă în noi stima și iubire față de copii. Studiem după metode actuale și moderne. Facultatea noastră este multinațională și din acest motiv se formează grupe în limba română cu o limbă străină, română și engleză pentru minorități naționale, rusă-engleză, grupe de istorici și geografi. Mereu comunicăm între noi, pentru că avem orient-orient, iar aceasta e chiar mai bine, pentru că istoricii te salvează la științe politice, iar noi, filologii, îi ajutăm la didactică. Toată lumea poate alege ceea ce îi place. În cadrul facultății nu învățăm doar specialitatea, ci și lecții de viață. Profesorii ne dau informații care sunt transmise în primul rând prin gândirea și inima lor. Calitatea predării este la cel mai înalt nivel. Chiar dacă ne atragem de la lecție, este mereu de folos. În timpul orei, de exemplu limba română, putem învăța nu numai părți de vorbire sau utilizarea corectă a pronumelor, ci și cum să creezi amintiri frumoase, cum să devii un părinte bun, cum să iai un credit și să citești propozițiile cu litere minuscule. La literatură nu învățăm doar clasicii, ci și discutăm despre muzica modernă și intertextul ei. Dacă ești norocos, poți să ajungi și la catedră, să savurezi un ceai cu profesoarele. Nu este un secret că anii studenției nu sunt doar cursuri, seminarii și conferințe, ci și o viață extracurriculară bogată. O viață plină de comunicare, emoții și impresii de neuitat. Catedrele mereu organizează evenimente pentru dezvoltarea personală, colocvii în memoria unor oameni renumiți, seminarii profesionale, săptămânile limbilor, întâlniri cu poeții, activități care vă permit să vă împărtășiți impresiile despre cărțile pe care le-ați citit, conferințe studențești, excursii prin locuri memorabile, serbarea zilelor studenților și profesorilor și multe, multe alte. Profesorii mereu ne motivează să facem fapte bune, să învățăm, să colaborăm, să salvăm planeta, să ne dezvoltăm participând la diverse concursuri. Sunt sigură că învățând la noi, veți dori să continuați studiile făcând masterul și doctoratul. Eu, fiind studentă anului 2, deja îmi doresc acest viitor. Haideți împreună să facem parte din familia crengienilor.